cu toții avem nevoie de salină. Da, și cei sănătoși și cei care au diferite afecțiuni. Și am să mă explic, vă întrebați, nu? De ce? Adică ce rost are ca un om sănătos să aibă nevoie de salină? Iată un exemplu foarte simplu. De câte ori vă spălați pe dinți? În fiecare zi cel puțin. De câte ori mâncăm? Cam de 3-4 ori pe zi. De câte ori respirăm? De mii de ori pe zi. De câte ori curățăm tot tractul respirator? Niciodată. Cu salina Putem curăța acest tract respirator foarte bine. Cu salina putem elimina, scoate din aceste zone extrem de sensibile ale corpului și vitale, tot ceea ce s-a adăugat fără voia noastră. Un alt argument ar fi acela că salina, după cum bine se știe, este un foarte bun întăritor al imunității. Faptul că acum nu suntem atacați de o suferință, de o boală, este un lucru foarte bun. Dar gândiți-vă ce se poate întâmpla dacă nu ne pregătim pentru ceea ce vrea să vină. Când vor veni valurile de răcire, de gripe, de tot felul de alte nenorociri, când vor veni alergiile. Toate lucrurile acestea, cum le întâmpinăm? Așteptând cu răbdare și sperând că totul o să treacă bine? Nu. Este foarte bine să apelăm la salina tocmai pentru ridicarea gradului de imunitate a corpului. Salina lucrează pe câteva direcții mari, pe 5 direcții. Salina ajută foarte, foarte mult la curățarea întregului sistem respirator, din vârful nasului până în ultima alveola plămânului. Știți că plămânul se desface în noi ca un arbore din ce în ce mai mult și dimensiunea vaselor prin care circ aerul este de 27 de ori din ce în ce mai, mai subțire. Aparatura de care dispunem permite aerosolul să coboare până la nivelul acestor mii să, culeți, să curețe de acolo în sus tot. Este excelentă! Este excelentă! O altă direcție importantă după cea pe care o aduce ca îmbunătățiri sistemul respirator este o acțiune excelentă asupra sistemului ORL. Tot ce înseamnă sistemul acesta de canale și de echipamente naturale cu care suntem dotați la nivel nas gât beneficiază de un ajutor extraordinar de bun din partea aerosolilor salin. Alergiile sunt uh, un uh, lucru care deranjează pe foarte multă lume, din ce în ce mai multă lume. Cel puțin Bucureștiul este un fel de punct negru pe harta alergiilor în întreaga țară. Aerosolii salini sunt foarte buni în diminuarea sensibilității organismului vis-a-vis -vis de acești factori alergeni. Și uh, repunerea pe picioare a celor care s-au chinuit și se chinuie cu acest gen de probleme. Eu însumi. Am avut niște probleme ani și ani de zile legate de alergii, polenul, de exemplu, mă, mă terminam în orice. De când am pus pe picior această salină, am uitat că am această problemă. După ce 20 de ani m-am luptat cu ea. Un alt spațiu în care lucrează foarte bine salina este uh, stresul. Mai bine zis, de, este un foarte bun antistres. Momentele de oboseală, de tensiune, momentele de presiune extraordinară la care suntem supuși câteodată în viață pot fi depășite mult mai ușor și ne putem reechilibra apelând la salina sănătății. Acești aerosol salin lucrează la nivelul țesuturilor, la nivelul întregului sistem al corpului nostru, astfel încât ajută la această reechilibrare generală, la această liniștire, la această repunere a întregului, a tuturor aparaturilor noastre pe sistemul perfect, pe sistemul reglat, pe zero cum se spune, și astfel putem porni mai departe în viață, putem să ne vedem de treabă și putem să ne bucurăm de ceea ce avem în fața noastră, și nici de cum să stăm să ne chinuim cu toate aceste afecțiuni. Fără pastile, deci se poate rezolva, fără tot felul de tratamente complicate, fără aparate care să planeze asupra noastră, să radieze sau să facă ce niște ce Pur și simplu, venind la salina sănătății, așezându-vă pe scaun și inhalând, citind, vorbind cu oricine, vorbind la telefon, uitându-vă pe net, nu contează ce faceți, respirăm. Este factorul comun al tuturor celor care suntem pe Pământul ăsta. Respirăm. Iar această respirație este esențială pentru viață. Dacă ne ținem sistemul respirator în echilibru, dacă îl curățăm, dacă avem grijă de el, calitatea vieții va fi cu totul alta. Vom fi. Pe deplin mulțumiți!